Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune Orizont TV. Este momentul potrivit în care dăm start acestei minunate emisiuni cu genericul Hai să ne căsătorim. O emisiune frumoasă în care încercăm neapărat să unim destine. Din start facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Ioan, Damian și Vladimir. Eroina principală este Nicoleta. Eu sunt Elena Gheorghiță, faceți-mă comos pentru că dăm start acestei noi ediții. Nicoleta, 25 de ani, a absolvit facultatea de drept la Academia de Poliție. Deși lucrează deocamdată în comerț, visează să devină procuror. Preîntâmpină că nu se lasă călcată în picioare. În timpul liber scrie versuri, practică boxul și notul. Adoră să călătorească, deoarece nimic nu o inspiră mai mult ca locurile și oamenii noi. În viață s-a obișnuit să-și atingă scopurile și, dacă a venit astăzi în căutarea viitorului soț, Nicoleta intenționează să-l găsească. Ideal ar fi ca acesta să aibă ochii căprui și să fie înalt și fidel. Nicoleta, bună seara! Îmi pare bine de cunoștință. Sunt bucuroasă că sunt platouă de filmare și cred că o să-mi găsesc a doua jumătate. Pentru tine este o premieră absolută și știu că tu ai atâta emoție care te încearcă, dar la sigur să știi că noi suntem o platformă și de pe generalul televiziunii în care încercăm să unim destine. Hai să facem o recapitulare de viața ta privată, da? Ce citesc și tu îmi dai niște explicații și nu doar mie, dar și celor de acasă și cel mai important sunt băieții care așteaptă să fie invitați. Deci, dăm start acestei ediții minunate în care Nicoleta are 25 de ani abia împliniți, dar este o fată absolut fantastică, absolvind facultatea de drept la Academie de Poliție. Exact. Cât a durat? 5 ani. Am fost la frecvență reduță. Deci tu după liceu imediat ai dus așa? Eu ca tare am învățat la școală profesională numărul 6, operator contabil. Acolo am învățat a 10-a, 11-a și deja profesia, după care am învățat la liceu seral numărul 2 la botanică. Pe urmă am susținut bacalaureatul și deja am dat actele la Academie de Poliție drept. Am ales anume frecvența redusă dintr-un simplu motiv că deja eram angajată în câmpul muncii. Din descriere pe care am auzit-o, îmi dau seama că este o femeie cu caracter. De câți ani tu deja ești în domeniul de care zici tu încălcent? 8 ani am plinit acum în iulie. Ești tu de la 16 ani. Da. De la 16 ani... N-ai dat la părinți să cerșești, că tu ești menzina familiei. Nu iubesc să cer bani de la părinți. Eu iubesc ca lumea să-i susțin financiar pe ei, să-i ajut chiar și casa. Tot am mai renovat-o tot din banii mei. Nicoleta, tu ești o fată foarte ambițioasă. Da. Eu mai știu că, pe lângă faptul că tu i-ai ajutat pe părinții tăi, ți-ai renovat casa, căsuța de altfel în care stați împreună, mai știu că tu adori extrem de mult să călătorești și ai un vis pe care vrei neapărat să-l faci realizat. Vrei să ajungi procuror. La ce s-ar folosi? Să facem dreptate în țară, să avem o justiție corectă și să-i pedepsim pe cei care săvârșesc infracțiunile deosebit de grave. Este o domnișoară foarte frumoasă, în primul rând. Se vede că este inteligentă și foarte harnică. Tu scrii versuri. Despre ce scrii versurile? Eu încă din clasa 9, încă de la când învățam în liceul teoretic Alexei Matievici din Cricova, aveam visul să ne fac o carte. Acolo scriem despre dragoste, despre părinți, despre țara noastră. Da, în prezent despre ce scrii? Acum, când am ceva pe suflet, pot tot așa să scriu versuri. Ceva tipic secolului 21. Gene puse. La o tombolă ai câștigat un automobil. În 2021 a fost, da. Am câștigat automobilul, avea ca tare să-l pierdem, că nu găseam cuponul de loterie. Nu știam, l-am pus că avem mai multe portomonie și tot comisia care examina câștigul acesta, că a fost online, că atunci se începea pandemia, era COVID-ul, pandemie, era pandemie și era COVID-ul și comisia ne-a lăsat undeva 2-3 minute să revenim cu un apel telefonic și să găsim tichetul acesta. Dacă nu îl găsim, înseamnă câștigul deja nu este a nostru, alege altă persoană. Și chiar așa a vrut Dumnezeu, în ultimele secunde, că deja a revenit persoana aceea care făcea extragere, a revenit cu un apel telefonic și spunea, ați găsit tichetul? Zic, nu, mai așteptați puțin, că zic, nu l-am găsit. Și după care spunește că mama zice, mai caută, zice, poate mai pe la fund acolo, mai deschide, că acolo fiecare... Zic, cât e emoție, mai caută, mai caută. Maria, partea financiară ți-a părținut ție? Eu la întrebări, ia vezi. Partea financiară mă interesează cel mai mult întotdeauna și vreau să te întreb, pentru tine, alesul inimii tale, contează că el să aibă un statut social
înalt, contează că el să aibă studii, contează că el să aibă câștig, sau tu preferi ca voi în cuplu să mergeți într-o parte și să câștigați împreună? Nu, eu socot că și persoana trebuie să fie independent financiară, să aibă și chiar să dețină ceva, de exemplu, vreo casă, vreun automobil, nu, eu, de exemplu, eu personal am și casă și mașină și zestre, încă mi-am acumulat de la lucruri, da. Deci tu te-ai pregătit serios, foarte serios, da. Te-ai pregătit de viitorul familiei. Da. Deci, tu crezi că în familie trebuie 50 la 50 fiecare să aducă câte o parte? Da. În relație, cum te simți tu? Tu ești mai mult lider sau tu mergi după bărbat? Ei, relațiile catare care le-am avut, în permanență eu am fost lider. Eu luam hotărârile tot, încă de bărbați care... Nu, da, dar n-are cum astfel, dar vă zic de ce nu are cum. Pentru că Nicoleta, pe lângă faptul că este frumoasă și aparent se pare că este de feminină, dacă cumva îi calci pe biec, da, vorbim de o relație, da? Nicoleta practică boxul. Evident. Scoate o mănușă. Dar și rămân imediat pe loc. Se clarifică cine este liderul în relație. Faptul că a absolvit specializarea drept spune multe despre personalitatea ei, fiind o fată foarte puternică. Ultima ta relație, de care zici tu că a fost o dragoste, o pasiune, a durat un an și jumătate? Un an și jumătate, da. Am pus și, ca când m-a dus mireasă la părinții lui, am făcut cunoștință cu părinții, deja avea și nănaș. Și română. Dar el nu era hotărât și nu cunoștea ce dorește anume de la viață. Eu îi spun că zic ce planuri ai pe viitor, timpul a să arăți. Eu iubesc un bărbat hotărât, bat cu pumnul masă, Nicoleta. Bun, i-a dus la părinții lui. Da. Și... Mamă, hei, e ca asta e nirea sa mea, e ca să facem multe, e ca să ne nașă. Voi v-ați logodit ca tare, da? Da, da, să primești că părinții erau de acord cu mine, lui tata lui tot îi plăcea de mine, frații tot așa. Dar care era diferența de vârstă între voi? 8 ani. 8 ani, el a fost mai mare, da? Era mai mare, cu 8 ani. A, era mai iscusit, ia zi, ok. O an și jumătate a durat această relație frumoasă, țaci româna, v-ați luat nănaș, nu a mers. Cine a luat decizia de a să o despărți? Eu, că eu i-am oferit a doua șansă și am văzut că... Ei, da. Care a doua șansă? Fiecare, o palmă, mâna ruptă, umblat la vecină, n-a rișcat la tine în grădină. Mă expuneți, dar deja m-am făcut mai deșteaptă, deodată văd că... Bun, cum s-a rupt aceste relații? Eu i-am spus că punem punctul, nu mai doresc continuu cu tine, că tu nu ești hotărât. Dar voi ați trăit în concubinaj? Noi am trăit împreună, la dânsul, că tare mă mai ducem, la dânsul mă ducem. La mine nu a trăit, numai la dânsul ne ducem, așa ne mai vedem, ne mai întâlnim, dar eu simțăm că ceva, că eu am așa o intuiție. Sunt liber de vreo un an și ceva, aproape doi. Foarte frumoasă și părul este unul deosebit, este înalt. Toți dorești să devii procuror. Da. Care este impedimentul? De ce nu s-a realizat acest vis? O să-mi realizăm, dar trebuie să parcurgem mai mulți pași. Trebuie să fac masteratul și deja am dat documentele. Masteratul se face 2 ani. Masteratul 2 ani. 25, aha, 27. Și după aia... Un an jumătate trebuie să fac institutul. Deci bărbatul care ți-ți potrivești este unul care nu vrei copii, amus nu vrei nunt, tu ești ocupată. Tu ai de făcut masteratul, ai de făcut facultate, vrei să ajungi procuror, ai încă mult. Tu vrei să ajungi în societate un om recunoscut, da? Exact. Dacă da, facem copii? Se poate și așa, dar ce are? Nu e un impediment. Poți să faci familie dacă vrei, Da, exact, tot asta. Ia povestește, Cristina, pentru că noi și vorbim una, dar astrologi chiar recomandă. Păi chiar vreau să vin cu unele recomandări, deoarece Nicoleta, în rol de mămică, se va simți satisfăcută și atunci când are o carieră. Și viceversa, atunci când ai o carieră și nu ai rolul de soție și rolul de mămică, nu ai să te simți satisfăcută. Sunt aici niște aspecte care aș vrea să le discut. Presupun că este ascendent în balanță, după date. Ideea este că ascendent în balanță tot timpul tinde să construiască relațiile parteneriale. Însă, în cazul tău, tu poți să mimești și la cedări. Și asta este un conflict interior, fiindcă după modul cum ești tu ca femeie când te drăgostești, tu ești foarte drăgostoasă, finuță, dai totul, să zicem așa, chiar mergi la sacrificii. Când îți activizezi partea asta de procuror, de polițist sau de Nicoleta conștientă, trântești cu pumnul în masă. Da, eu așa și la serviciu tot trântesc cu pumnul în masă. Trântești cu pumnul în masă. Și uite, să spun că să-ți iai un bărbat moale, cum ai tu racul, Martin Rac în casa 10, nu prea merge. Apropo, poți să-ți găsești bărbatul să fie și din domeniul, fie al afacerilor, fie din domeniul structurilor. Polițist, procuror, nu o să te simți satisfăcut, fiindcă ai să-l iai tu în spate și ai să-l duci, da? Să zic că îți iai un bărbat prea puternic, el ar putea să
să fie un tiran. Deci nu te orientezi la bărbații ăștia violenți. De aia, evident că recomandarea mea va fi ca o balanță adevărată, să construiești relații parteneriale, să vă înțelegeți din start, da? Ce faci tu, ce faci el. Și să-ți realizezi ambele roluri. Nu doar rolul de soție sau doar rolul de carieră. Pentru că toată viața ai să manevrezi, ai să încerci să le împaci pe ambele. Și nu e posibil, e posibil. Și eu sper că da, o să reușească. Eu cred că o femeie care își dorește obținut. Sper că o să reușească, da. Succes. Înțelegi? Prioritar pentru tine acum la moment este visul tău pe care trebuie neapărat să-l faci realizat. Dacă, cum zice doamna Cristina, găsești bărbatul potrivit să-ți fie un partener de viață. Vorbim de parteneriat, un om care să te respecte pentru că tu ți-ai asumat această responsabilitate, că tu îți dorești extrem de mult, că tu ești un om care știi cu siguranță ce-și dorește de la viață. M-aș bucura dacă în cadrul acestei emisiuni ți-am găsit sufletul pereche, pentru că orice femeie e frumoasă atunci când este iubită și ajunge să fie și mireasă. Asta e, în general, asta e visul oricărei fete. Eu cred că este momentul potrivit în care e potrivit să-l invităm pe cel care deține de-a fi statutul Mirele cu numărul 1, să vedem dacă el este cel mai bun pentru Nicoleta. Să facem cunoștință. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Ioan. Bucuroasă de cunoștință, Nicoleta. Pare bine, asta e pentru tine. Mulțumesc frumos. Mersi mult. Ioan, 33 de ani, este bărbier stilist și meșter în epilarea definitivă pentru bărbați. Deși a absolvit facultatea de teologie, Ioan consideră că aceste două vocații nu se contrazic. Din copilărie face muzică și sport. În timpul liber, alege să joace o partidă de tenis de masă. Preferă să investească în ceea ce îi place. Ar vrea ca în viitoarea lui familie, soția să fie responsabilă de generarea ideilor, iar el de realizarea lor. Este mândru de sine, mai ales de faptul că a reușit să-și păstreze verticalitatea și să treacă peste gura lumii. Caută o domnișoară gingașă, calmă, în care să poată avea încredere. Ioan, bună seara! Bună seara! Ce nume frumos ai! Mulțumesc! Îl porți cu mândrie, ți-l oferi cine, tata ori mama? Bineînțeles! Probabil că mamă. Dezmerdat cum era în familie? Ionel, Ionică sau așa de start te-a luat? Spre marele meu regret, mama niciodată nu mi-a zis pe nume. Dar tata mereu îmi zicea nuț. Dar mami, de cum îți spunea? Băiatul mama, minunea mamei. Nu țin minte absolut deloc. Da, în prezent. Adresarea mamei față de persoana mea. Nici în prezent. A căutat mereu să... Dă-mi, te rog, fă asta, dar niciodată nu s-a adresat pe nume. Ai găsit o scuză de ce s-a întâmplat așa? Nu știi? De asta, probabil, am și căutat să fac studii și în psihologie, pentru că prea puțină informație am căpătat în urma studiilor la teologie. La tine știi ce se întâmplă la tine în casă. La tine în casă e matriarhat. Corect, 4 surori. Corect. Și tu ești minunea și ei de băiat. Și mama nu știe cum să-ți spună. Bun, trecem la partea de care spuneai. Urmărirea anchetată, Ioan, tu ești barber stylist, lucrezi în acest domeniu, sunt subînțelegi din asta câștigi, da. Nu? Dar și să câștigi bine, asta. Că acum este în vogă, am înțeles acest și domeniu. Și nu doar din asta, depinde cât îți pui prețul. Uh-huh. Ești absolvent al facultății de teologie. Așa ce te-a determinat să mergi tocmai în teologie? De obicei, tânăra generație își doresc alte vise, altfel, văd lumea altfel. Cum și-am spus inițial, am fost cumva luat de mama, de mânuțe și hai aici. Dar asta pe mine cumva m-a determinat să... Eu nu am iubit niciodată să fiu ghidat de o femeie. Am iubit să fiu învățat de un bărbat. Ori tocmai tata mai puțin s-a implicat în educația mea. El cumva s-a uitat dintr-o parte. Dar mama, mulțumesc că mama foarte multe proverbe a implantat în creierul meu. Și în viața de zi cu zi mă ajută, dar eu mi-aș fi dorit ca tata să fie cel care bate cu pumnul masă, tata face regula. Arată foarte bine, este un bărbat frumos, chipeș, înalt, super ok. Zi-mi, te rog, ce muzică asculți?
ador muzica religioasă. Am înțeles, corală. Dăm cu religia, am înțeles, da. Gata, suntem pe calea cea dreaptă, fiule. Muzica mai clasică. Departe. Popular nu, da? Popular o ador, chiar și dansez populare. Vine de la tata. Dar zi-mi, te rog, dacă tot atât în familie sunt 5 copii, de câte ori aveți această posibilitate să vă adunați la masă rotundă? Mai rar. Păi sunt sărbătorile religioase care definesc reîntâlnirea în cadrul familiei. Cum ar fi un Paște fericit, da? Un Crăciun. Astea sunt niște tradiții, niște tradiții care se respectă. De când am mers să studiez teologia și am făcut și psihologie, am început să spun lucrurilor pe nume. Iar activând în acest sistem religios, eu am descoperit tainele care îs făcute de religie. Eu am ieșit în afara lor. Și nou legământul, să descoperim și noi măcar ceva. Păi, vi-l spun. Energia vine direct la bărbat, de la divinitate, Dumnezeu, Creator, spuneți-i cum vreți. Și la femeie de vine? Prin bărbat. Zi-mi, rog, femeia ta, partenera ta de viață, o să muncească? Ei trebuie să fac ce îi place. Ei îi place să doarmă și tot în TikTok. Lasă să doarme. Se poate așa? Doarmă, da. Ia că uite, e iruina noastră. S-ar potrivi? Eu ca bărbat... Ea are un vis, ea vrea să ajungă procuror. Ea are un vis, ea face sport. Apropo, tu și sport faci, că tu tot practici sport. Ce sport? Tenisul de masă este preferatul meu hobby, dar practic... O zi tenis, o zi box. Am practicat boxul. În 2011 am stat locul 3 pe Republică. Cu toate că acolo au fost niște chestii că cum se face în sport. Dacă mă lăsau pe mine, eram pe primul loc. Având vârsta de 33 de ani, deja a acumulat o experiență de viață și este inteligent, are o energie pozitivă și eu cred că are multe șanse să devine Mirele Nicoletti. Foarte interesant, tu vorbești, ai niște teorii, cred că concepute în capul tău, așa, după toată experiența care tu ai avut. Așa, o întrebare. Când ai avut o ultima relație? Eu, în general, iubesc femeia care se manifestă feminin, dar în același timp urăsc femeia care se vrea bărbat, ca să nu spun altfel. Dar vezi că noi suntem acum în așa o situație și trăim într-așa o lume că femeile trebuie să fie un pic mai îndrăznețe, trebuie să învețe, să lucreze, ca să se asigure. Vezi, mireasa noastră lucrează, ea are casă, masă, mașină, ea ajută părinții. Deci asta tot este un gen bărbat. De feminitate. E are grijă de familia ei și are grijă de dânsă. Adică e nu cerșește, e nu așteaptă să vină un bărbat să o îmbrace, să-i dăruiască ceva. Deci tu nu crezi că poate în teoria ta să fie măcar un pic de așa o ruptură și să oferi șansa femeilor care într-adevăr se dezvoltă? Femeia se face puternică din cauza unui bărbat slab. Se vede că este un bărbat perseverent. Hai, zi-mi astrologic. Dar multe pot eu atâtea aș vrea. Zi-mi atâta ca să înțeleg și eu și cei de acasă. Multe doream pe parcurs să comentez. Ce înseamnă când cine o să mă înțeleagă, Saturn în Capricorn, în casa a patra, da? Deci când este matriarhat acasă, când sunt patru surori mai mari și mămica, da? Că dacă se năștea Ioan... Trei mai mari, una mai mică. Dacă se năștea Ioan primul, era altă situație, nu era așa lupta asta și căutarea adevărului și construirea concepțiilor vizionare. Dar totuși eu n-aș vedea aici așa un conflict extrem. Eu știu ce înseamnă conflict extrem în harta natală. Eu mai multe aș spune, Ioan a integrat, a identificat multe din calitățile lui mama. La aspectul de manifestare a grijii și a dragostei, sau cum ai zis tu, a iubirii, da? Femeia este dragoste, bărbatul este iubire. A iubirii față de femei, eu aș spune că aici foarte mult pot să translezi din grija mamei și să menții echilibru. Eu îți aș recomanda să fii mai flexibil vis-a-vis de părerea actuală, fiindcă în relații, cum am spus și eroinii, secretul succesului tău va fi parteneriatul. Ai luna în balanță, ai ascendentul în balanță și asta este despre parteneriat și mai mult ca atât. Periodic ai să o activizezi inconștient pe mămica ta, dar la aspect de echilibru. Momentan, de un an de zile, un an jumate, maximum 2 și va dura aspectul ăsta încă un an de zile, psihologic tu te afli într-o transformare radicală, unde moare și introiectul lui mama, dar mai mult introiectul lui tăticul. Deci,
părțile alea, cum spuneai tu, luăm de la o parte și constructivă și mai puțin constructivă de la părinți, ceea ce este neconstructiv pentru tine este foarte bine, fiindcă tu, cred că înțelegi despre ce vorbesc acum, lupta asta interioară sau alchimia asta interioară, transformarea interioară, moarte simbolic prin care tu treci acum, să lași pe tăticul tău introiectul tăticul să plece, da? Și să rezolvi conflictul mămica, fiindcă acum tu te naști. Te naști fără tata, te naști fără mama. Te naști așa ca să-ți construiești personalitatea ta. Real, material, recomandare să-ți iei un apartament chiar acum. Sau o faci chiar acum, recent, sau urmează să o faci într-un an de zile și să-ți construiești familia așa cum ți-o dorești. Nicoleta, ia la întrebări și vezi dacă se potrivi pentru tine. Am vrut să te întreb, eu ca tare știu așa când absolvești facultatea de teologie, că mai am și cunoscut preoți care am avut discuții, când ai jurământul, trebuie să te căsătorești, e corect asta? Eu am fost căsătorit, fost căsătorit. Eu copii, despre asta am spus. Copii ai? Nu. Nu ai copii, da? Nu s-o primit? Nu. Tu ai fost căsătorit? Da. Dar cât a durat căsătorie? 5 ani. Dar care este motivul? Ne cerem scuze, dar vrem niște detalii. De ce ați divorțat de matușca? Ea a decis să plece. Eu ca bărbat am căutat de fiecare dată să îi demonstrez locul ei de femeie în viața mea. Locul. Tu iar cu locul. Ai fost prea dominant, poate. Femeia se vrea dominată. Uh-huh. Îmi pare rău de femeile care nu au ajuns la capacitatea aceasta de înțelegere, că ea nu mi se vrea dominată. Nicoleta, mai ai întrebări? Tot ai specificat că ai finisat și facultatea de psihologie, da? Corect. Sau ai făcut careva cursuri? Nu, chiar la USM am făcut 2 ani de master în consiliere pentru probleme de familie. Uh-huh. Ori de asta m-am pregătit ca să pot ghida. Apropo, poți să faci profesie din asta? Păi fac deja. Da. Fac. Consilierii? De cuplu, anume... Cu femeile nu prea, pentru că ele se vor trecute prin energia mea, ca să nu spun altfel. Dar multe au trecut prin energia ta. Din curiozitate, multe femei au trecut prin energia asta matare. Nu este de lăudat. Nu este de lăudat. Dar eu ca bărbat... Corect. Acesta este un dar. Act de binefacere. Corect. Este momentul potrivit când vrem cu toții, sunt sigur și cei de acasă așteaptă cu sufletul la gură pentru că vor să vadă ce surprize a pregătit pentru frumoasa noastră heroină. Succese mari, realizări multe și cu Doamne ajută într-un ceas bun. În această seară voi cânta o piesă. Sper să placă tuturor. Aș avea și eu o floare mândră, dulce, răpitoare, ca și florile din mai. Fii ce dulcea unui plai, fii ce dulci au fly. Fly râzând cu iarbă verde, ce se leagănă, se pierde, unduind încet ișor șoc din șoapte de amor, șoc din șoapte de amor. Iubirea mea, tu nu pleca, cuvântul rece și tu. Și turba
peste veci din viața mea. De-aș avea și o floare mândră, dulce, răpitoare, de-aș avea o floricică gingășă și tinerică, de-aș avea și o floare mândră, dulce, răpitoare, de-aș avea o floricică gingășă și tinerică, de-aș avea... Extraordinar, absolut fantastic. De-aia vine neapărat și tu, floricică, și mai ales că tu mergi pe deplin. Ești un om minunat, îți doresc succese mari. Realizări multe și frumoase, atât pe plan privat, cât și pe cel public. M-aș bucura dacă eroina te-ar alege. Între timp, cu Doamne ajută și într-un ceas bun. Mulțumesc. Cu drag. Nicoleta, logic ar trebui să spun aceeași întrebare, de altfel, la care trebuie să-mi dai un răspuns. Tu știi, fată mare, zi-mi, te rog, ce părere ți-a lăsat Mirele cu numărul 1. Ioan. Mirele cu numărul 1, Ioan, mi-a lăsat o părere pozitivă. Mm-hmm, se vede că e un bărbat inteligent, curajos, are și studii teologice, se vede că are ceva legătură cu asta divinitatea. Asta mi-ai înțeles, tu te-ai vedea lângă el? Din păcate, nu. Dar ce? Dar de ce? Dar de ce? Ce? Uite, eu când văd un bărbat ceva care te pune în, da? La dubii, vreau, nu vreau. Ce anume pe tine te pune la gând? Faptul că el are niște cerințe? Nu, unul la mână că a fost căsătorit, eu nu doresc un bărbat care a fost căsătorit. Dar el are copii, care e problema? Da. Dar chiar și cu copii, ia stați un pic. Acolo trebuie să fie ceva care a influențat și el îți despartă de persoană. Dar nu cunoaștem detalii. Da. Asta nu este... Nu, era mai bine ca să-l întrebăm, poate. Totuși așa. Dacă l alegi, poți să-l întrebi aparte, la o cafea, la o ceașcă de ceva mai bun. Dar tu ai... Numai doar asta puteam te deranja, că faptul că el a fost căsătorit? Asta și încă consilierile acestea care le face dumnealui. Stai un pic, asta e, din câte am înțeles, o face profesionist, așa am înțeles. Sau cu motivația de a ajuta oamenii, din aceasta transformând viitor apropiat într-o profesie și câștigând. Și evident că mulți care merg și fac masteratul și studii în psihologie se duc cu motivația de a se afla pe sine. Și anume consilierile astea din sistemul familiei, fiindcă așa și îi recomand să se, dacă merge în direcția aceasta, să se dezvolte, anume acest domeniu îl va ajuta pe el să se formeze, bun, da, să se afle și să depășească, hai să spun așa, ușor de tot, traumele din copilărie. Da? Da, deci ceea ce face el, face bine. Vezi că el afirmă că el deja a ajuns la cunoștința. El mai are un an de zile de Pluton. Care îl determină să fie așa cum el este. Mai are un an de zile de transformare așa, încă drastică. Mai are. După aia eu cred că el o să-și găsească răspunsul. Voi acum ați făcut raport și-l dați pe Ioan. Spune-mi, te rog, ca ție, ca femeie, tu te-ai putea vedea lângă așa un bărbat? Nu. Că faptul că el e frumușel, inteligent, e teolog. Și eu am așa intuiție că nu o să fie fidel, nu știu, nici cu sterințe, așa parcă am o presumptuire pe mine, presumptuirea niciodată nu mă... Dar el o să facă și o teorie, că bărbații sunt poligami și el nu este. Da, dacă nu poate relația asta care spune el, că poate să fie o persoană, de exemplu, să fie o fată, o doamnă. Să facă o pomană. Și acolo facă în alt fel. Binefacere. Un act de binefacere. Nu. Consilier este consilier. El nu are nimic cu fetele, cu clientele care vin. El e capricorn. Cât de mult n-ai fi vrut tu să mergi la el la consilier și cât de mult tu n-ai fi vrut să-l seduci. Fiindcă așa procese încep să se întâmple în psihicul unei domnișoare frumoase și unui specialist atractiv, da? Mai ales dacă îi transferi pe tata sau pe mama. Cât de mult nu ți-ai dori, el e capricorn, el are 5 planete în capricorn. Nu-l seduci, măcar nu știu ce să faci acolo. Nu-l seduci. Așa văd eu în harta lui. Și apropo, dacă se îndrăgostește, e fidel. E fidel cu adevărat. Tu ziceai, afirmai că practici boxul. Da. Da, așa, dintr-o curiozitate. Acolo, în sala sportivă, nu mai sunt bărbați? Mai sunt bărbați care îi plac să uite la femei frumoase, mai ales când faci încălzire, când faci crossfit. Tu te consideri pe tine femeie frumoasă. Desigur. Mm-hmm. Și să uite la tine, da? Da. Așa, eu te vede o femeie frumoasă, da. Are de toate. De ce nu mergi acolo o relație? De ce nu ești cu cineva la un suc? E mai ieșit cu un băiat, dar
Dar și era cu dânsul? N-a plătit contul? Parcă era speriat de mine, el că nu a ieșit la discuții. Ești frumoasă și tu discuți și vorbești de atât de deschis, pronunțat aici. Are o frică anumit om, nu? El se mai teme cum ai văzut că am finisat Academia de Poliție și, în general, l-a pus în gardă. Normal dacă tu te-ai pus cu dânsul la restaurant și ai pus mănușele pe masă de box. Normal cum stai în sus, pas, gândești și mai fac. Tu îți dai seama, da? Este o frică anumită. Acum, noi facem în grup toate antrenamentele acestea și mai erau și mai în vârstă, dar mai în vârstă, dar mă deja scătoriță. Dar tu nu accesi un bărbat mai în vârstă. De ce? În vârstă, depinde ce vârstă. Pe care e vârsta maximală? Până la 45 ani. După 45 de ani sunt pensionieri, am înțeles. Nu, dar la 45, tu știi că e mulți sunt căsătoriți, divorțați, au copii. Dar tu nu vrei unul divorțat. Și de 40. Dar tu de ce nu vrei unul divorțat? Te-ai să aduci pe la femeie să vadă dacă o plăti deci factura la gaz? Da, și asta mi-e în grijă, dar vreau și unul grijă. Așa, poate și unul mai care nu a fost căsătorit. Hai să vedem atunci ce este momentul potrivit în care vrem să le invităm pe Mirele cu numărul 2, să vedem dacă a fost căsătorit, nu a fost căsătorit, e fricos, nu e fricos, să le invităm pe Mirele cu numărul 2. Bună seara, Nicoleta. Bună seara. Asta este pentru tine. Mulțumesc frumos. Mersi mult. Sunt de trei ori. Eu ca la preoți. Da. Mulțumesc. Mersi mult. Damian, 24 de ani, este un om care s-a îmbibat de muzică. A absolvit mai întâi Colegiul Muzical, apoi Academia Națională de Muzică. Este interpret și din asta își câștigă existența. Acum își face studiile la Universitatea din Cluj, însă inima este acasă. Chiar din fotografiile lui se vede cât de mult iubește Moldova. Preîntâmpină că se culcă târziu și se trezește devreme, așa că viitoarea lui aleasă va trebui să se adapteze acestui orar. Damian are planuri mari de viitor, să-și întemeieze o afacere proprie, să cucerească marile scene ale lumii și să se afirme în actorie. Damian, bună seara! Pot să spun bine ai venit, colegul drag! Bună seara și bine v-am găsit. Să știți că sunteți foarte frumoase și în special Nicoleta. Mersi mult. Ai un stil vestimentar deosebit și la fel ca și tine, văzut? Pentru și noi. Verii. Ce frumos că vine o Mire, da. Care este un artist și a venit la Costum Național. Vă mulțumesc. Eu mai știu niște detalii despre acest Costum Național. Să-l porți cu drag. Mai știu că este, are o amprentă specială, mama ta. S-a mai pus aici câteva mergele ca băiatul minune să poartă cu drag. Tu ești băiat de la Nord. Da, sunt de Baștină din orașul Drochia, un orășel micuț, dar cu oameni frumos. Buni și foarte ospitalieri și într-adevăr frumos. Și ori de câte ori merg acasă, sunt primit cu multă căldură. Ești și... recunoscut la tine în orașul natal? Da. Chiar s-a făcut cartografierea orașului Drochia și m-a inclus ca și personalitate notorie și ce este mare mândrie pentru mine. Hai să te aflăm un pic latura ta care ți-a aparținut, latura privată. Ai absolvit Colegiul de Muzică Ștefaneaga, apoi Academia Națională de Muzică. În prezent ești interpret de muzică populară și din asta de altfel îți câștigi. Meseria îți place. Cu cine îi înregistrezi cântecele și dacă le ai pe atâlele? Pentru că deseori tânăra generație, na, abordează financiar, dar da, mai preot din alți artiști. Într-adevăr, muzica populară presupune și în general în muzică multe investiții, da, în videoclip, în cântece, în costume și așa mai departe. Eu îmi câștig banii singuri din evenimente, concerte, nunți. Mai puține concerte, hai da, mai puține concerte. Da. Nu induci lumea în eroare. Toți interpreții, mare parte, de la evenimentele private așa fac bani. Și legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, am cules o parte de cântece folclorice care urmează să le înregistrez. Ce orchestră? Cu orchestra folclor sau cu orchestra Mugurel. Încă... O, Doamne ajută! Da. Încă sunt pe cale de a negocia și așa mai departe. Tu ești tinerel o viață întreagă înainte, ai, da, așa că reușești. Mulțumesc. Și alte melodii am înregistrat cu orchestra folclor, cu orchestra Mugurel, cu orchestra Ciprian Corbescu. Exact. Dragă bun. Zi-mi, te rog, ce legământ ai tu Universitatea din Cluj și ce facultate acolo? Ce specialitate mi-ai bine zis? Am absolvit Facultatea din Cluj, Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, la specialitate pedagogie muzicală și masteratul, da, nu să mă laud, 96 am luat la disertații. De ce bravo ești, felicitări! Și sunt student și la administrație publică, bravo, anul 2, bravo, deja trec. De asemenea, sunt și intermediar în asigurări. Un băiat care
și a găsit rostul în viață și care știe ce vrea. În cazul dacă te alege Nicoleta pe tine ca potențial partener de viață, unde stați, în România? Nu, în Republica Moldova, eu am apartament. Acum fac școala de șoferi, că n-am avut timp făcând atâtea școli. Și urmează să-mi cumpăr mașină. Păi tu ești artist, măi. Atâtea evenimente private, câte femei în jură tău, așa, care este dimensiunea, nu știu, capacitatea, abilitatea, cum trebuie să fii femeia aia, care tu, de altfel, cu care te vezi tu alături? Păi, în primul rând, eu consider că relații, sau în general, relația se bazează pe trei piloni, și anume încrederea, să fie respectul, și afecțiune, și mi-a plăcut foarte mult că ai menționat ca bărbatul pe care ți-l dorești tu să fii fidel. Și într-adevăr iubesc să fiu o femeie puternică, să putem construi un viitor prosper. E o mai puternică, te duci la petreceri, o iei, ieși în mănușile, tu cânti cu mănușile, stă în spate. Da. Primi un tandem. Eu o să fac contractele, care este problema. Da, eu o să se ocupe cu contractele. Deci tu vezi în viața ta un viitor prosper și înțeleg că deja știi încotro mergi. Absolut. Și aproximativ, cam... Cât câștigi tu pe lună? Nu-i spune, fiți cu tine. Aproximativ, așa, în general. Păi, în general... Poți să spui peste... Peste 1000 de euro. Și tu ești sigur că cu acești bani tu deja poți să creezi un cuplu și să creezi o familie? Crezi că banii ăștia sunt destui? Eu sunt fecioară. El e fecioară ca mine, îți spune eu. Știi să calcule. Da. Nu știam. Și, în general, sunt foarte perseverent și ambițios și îmi place să descopăr lucruri noi și să mă dezvolt, să progresez. Ok, dar copii, tu vrei? Așa, de poftim? Stai copii, până la copii, vrei? Până la copii mai târziu. Că iată, mireasa noastră, de exemplu, ea are un plan. Ea vrea să finiseze masteratul, exact. Vrea să mai studieze, vrea să mai avanseze mai cariera. Să acumuleze experiență. Deci, sunt de aceeași părere ca și Nicoleta, că, în primul rând, ca să... ai un copil, trebuie să fii stabil și independent din punct de vedere financiar, adică să stai foarte bine, că a crește un copil presupune foarte multe investiții financiare și nu numai, și totodată trebuie să fii și mai cop la minte și într-adevăr să-ți realizezi visele. Deci fiecare bărbat se formează într-un fel anume, femeia este cea care alege, bărbatul decide. Damian, ești născut în semnul zodiacal Fecioară, care urmează pe parcursul vieții, în a doua jumătate, după 37 de ani, să se deschidă cu adevărat și recomandarea mea este afacere. Casă de discuri, unde să vin sau o afacere mare. Dar nu doar, iertați, da. Nu doar asta. De exemplu, adică ar fi... am vorbit despre asta. Da. Da. Este, momentan este despre artă, despre creație, de a te integra în acest domeniu, să-l vezi de sus, din toate părțile, din toate metapozițiile, ca să-ți faci o concluzie bună ce urmează să faci și să-ți găsești domnișoara, aleasa inimii. Mulțumesc. Ți-ți potrivești într-adevăr o parteneră, o frumoasă, din zodia Leu, fiindcă tu ai Venus în Leu, și ai luna în săgetătură. Deci ia să fie foc. Să fie foc. Nu ca la precedentul mire, să fii mai mult pe poziție de a asculta ea, da? Și gingășe. Viceversa, pe poziție să fii așa, uneori mai băiețoasă, nu băiețoasă, n-am spus corect, să fii mai impulsivă, să fii mai curajoasă, să vină cu inițiative, mai chiar cu motivație. Mai vulcanică, mersi. Exact. Să fii mai vulcanică. Nicoleta se potrivește. Se potrivește, dar o să-mi expun părerea totuși la sfârșitul emisiunii. Dă-i câteva întrebări și vezi dacă e potrivit pentru tine. În general, ce planuri mai e pe viitor în afară de să-ți întemeiezi o afacere? Vreau familie, să fie fericită, să fie un cămin fericit, să am o soție cu care să mă înțeleg. Prietene de suflet. Prietene de suflet. Prietene de suflet să fie soția. Exact, și prietene de suflet, să fim și la bine și la greu, să putem înfrunta orice greutate pe care întâmpinăm în viață. Și mie îmi place, în general, am câștigat peste 40 de concursuri naționale și internaționale. Aici trebuie să vă pui accentul. Da. De ce trebuie să-mi povesti? Dar ce, stai un pic. Chiar recent, Potcoava de Aur, am luat premiul întâi. Felicitări cu domnul Jvetă. Maestrul Nicolae Potcros a fost președintele jurului. Și am un target vreo 50 de premii și poate... Super! Ai și pagina ta oficială pe care o gestionezi tu? Da, tot... Dar îți scriu multe fete?
scriu, dar, cum am spus, am alte inspirații. Bun, Damian, noi ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni. Îți dorim succese. Mulțumesc. Realizări multe și într-un ceas bun. Te invităm în scenă, pentru că, la sigur, tot publicul care chiar acum stă pe micile ecrane vrea să vadă ce se puse pregăti pentru frumoasa noastră Nicoleta. Succese! Dragă Nicoleta, fiindcă mamele sunt cele mai scumpe ființe din viața noastră, vreau să dedic acest cântec mamei tale, dar și tuturor mamelor. Rândunică, rândunea, n-ai văzut pe mama mea, o, că tu vii din depărtare, nu ți-a dat nicio scrisoare. Rândunică, rândunea, semeni cu măicuța mea, o, toată viața agonisești, copilași să-ți crești, măi. Mamă rază de lumină, mamă floare din grădină, busuioc verde pe masă, o, în casă. Rândunică, rândunea, când spre bostea i-a vânta-o, să-i stropești gura uscată și îi dorm te-nsetată. Rândunică, rândunea, când în stotul vezi gura, să-i ștergi lacrimioara arsă pe obraz urmă rămasă. Mamă rază de lumină, mamă floare din grădină, busuioc verde pe masă, o, candelă aprinsă în casă. Damian Spinei, este un nume, este un tânăr care este la început de carieră, dar eu sunt sigur că o să ai parte de o carieră de succes pentru comerț. Ai o voce atât de fantastică. Îți doresc să realizezi cântece multe, multe și frumoase și toate aplauzele lumii să le primești doar tu. Mă bucur că sunt contemporană atât eu cu tine și cât și tu cu mine și m-aș bucura peste ani de zile, cine știe, poate există probabilitatea și vom cânta și un duet. Succes, mare Damian Spinei, un nume care va rămâne și peste ani de zile. O să vedeți, o să-mi dați crezare peste ani de zile ce nume ajungi tu sonor național. Succes, mare! Vă mulțumesc din tot sufletul, este o onoare și eu că sunt contemporan cu așa o somitate precum sunteți dumneavoastră și mi-ar face o mare plăcere și aș avea o mare onoare să colaborăm în privința unui duet pe viitor și sunt onorat să vă cunosc, sunteți absolut deosebite. Dragă Nicoleta, aș vrea să-ți recit totuși și ție niște versuri, dacă poți să vii lângă mine, te rog frumos. Dacă e artist, tot artist rămâne. Ar fi frumos să mă pune și niște. O mică declarație de dragoste, încă nu suntem căsătoriți, dar precedăm momentul. O, iubirea mea, ești de auzi cum răsună glasul meu sub clar de lună. Aș vrea mereu să-mi fii aproape și eu cu foc să te privesc și ca un înger dintre oameni, pe tine aș vrea să te iubesc. Mersi mult, mulțumesc! Toate aplauzele pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos, bravo. Mulțumim încă o dată, succese mai și realizări multe și frumoase. M-aș bucura dacă te alege pe tocmai pe tine, Nicoleta. Mulțumesc. Nicoleta, ia zi. Mirele cu numărul 2. Ce impresii ți-a lăsat? Mirele cu numărul 2 se vede și la discuție că e un băiet înțelept, înțelegător este.
Are un vocabular. Și vocabularul are foarte dezvoltat. Scenică. Și vede că are și un bagaj de cunoștință foarte dezvoltat când începe să povestească și despre una, despre alta. Nu știu, eu aș crede cu dânsul aș avea teme de discuție, dar... Wow, este enciclopedie pe piciorușă. Evident, dar eu mă consider parcă mai mare decât el. El așa e mai tinerel, dar mă rog, eu nu apropo, ca tu să știți că vă sunteți pe aceeași undă și pe, practic pe, de aceeași vârstă, doar că eu cred că îi treci înapoi și tu la training cumva, nu la răchii din este vaporoasă și este probabilitatea să fiți teama cum potriviți, nu? Și așa, ca tare și când nu sunt îmbrăcată mai vaporos, tot arăt mai în vârstă. Nu știu, de exemplu, ca tare ar fi bine să iei unul tinerel, chiar dacă măi, o știi ceva... Dar tu ești geloasă? E că nu te-am întrebat. Tu ești geloasă? Geloasă, da. Și îi să faci că este artist. Asta vine noaptea, vine dimineața, oamenii abia se trezesc, el de abia vine, abia vine acasă. Nu, să mă duc ca detectivul, să mă uit, unii are concerte și se ocupă. Mirile a spus că el, că primul pilon care este important în relație, este încredere. Așa că eu cred că... Până la încredere și până la fapte sunt multe lucruri. Din tăi trebuie să-l crezi, într-adevăr, să nu fii suspicioasă. Dar să înțeleg o chestie. În caz dacă partenerul tău de viață, cumva, tu ai vreun gând, așa, stai să... Tu o să-i verifici telefonul, poștă electronică, toate platformele, da, Facebook, nu răspunde, Instagram... Nu răspunde la întrebarea asta, e provocatoare. Nu răspunde la întrebarea asta. În caz dacă ceva, nu că nu lăsăm bărbații slobăți, e să ducem mușul. E făcut Academie de Poliție. Eu tot automat. Ea de automat faci. Da. Acumulează probe, da? Da, acumulează probe și deja... Mm. Bun, ziceam, făcusem referire la faptul că el este actor, artist, interpret, face studiu. Vezi că el, de altfel ca și tine, e foarte ambițios, își dorește extrem de mult să cucerească publicul drag, să-și atingă scopurile bine determinate. El zi astrologic, îi se potrivesc? El, Damian, se potrivește Nicoletei. Ce este femeie? Dar Nicoleta care nu îi se potrivește. Poate să-l inspire. Da, Nicoleta nu îi se potrivește, fiindcă se necesită totuși o maturitate. Tu vrei un bărbat mai matur. Mai matur, da. El e foarte bun. Și la bun, aspect bun, fizic bun. Poate să fie chiar și, nu, lăsăm aspect fizic, sunteți de vârstă. Ți trebuie un bărbat deja care este cu picioarele pe pământ. Deja care este format. El de-abia a început să se formeze. De asta vrei. Dar dacă ai să fie alături de el, spre exemplu, să punem scenariul ăsta, păi el o să se formeze mamă. Bărbatul crește în vârstă, iar femeia în ani de viață. Femeia este emoție în fiecare lună. Bărbatul e sentiment și crește la vârsta lui Iisus. Era logic acum că de altfel, cum zic eu anterior și în toate, că încă într-o emisiune asta, să spun că, uite, vrem să-l cunoaștem pe Mirele cu numărul 3 în această seară, nu va fi numărul 3 și am să spun de ce. Are o problemă de sănătate, îi pare rău că nu a izbutit și nu i s-a împlinit visul ca să te cunoască personal, dar viața merge înainte, în sănătoșire grabnică și nu, Mirele cu numărul 3, noi te așteptăm să revii cu mare drag. Daia Nicoleta, în această seară, ai de ales tare ușor, dintr-o două părți ai. Doi miri, doi bărbați care eu sunt sigură că își merită locul în societate, ambii cărturari, ambii citiți, ambii frumoși, înțelepți la aspectul fizic, moral, sunt absolut minunați. Deci, dragile mele, suntem în quartet în această seară minunată. Tu, acum este momentul în care pe noi ne ascult, ne facem o recapitulare. Decizia să aparține. Ne pare rău încă o dată pentru că Mirele cu numărul 3 nu este prezent, dar ți-am zis sănătatea este sănătatea și bunul Dumnezeu, cred că așa a fost să fie. Deci, în această seară am avut parte. Ioan, 33 de ani, bărbatul care a făcut teologie, la momentul câștigă din barbershop și câștigă foarte bine, e frumușel, e văzut, e inteligent. Și la surpriza a pregătit o piesă pe care a cântat, apropo, doi miri și ambii au cântat superb. Și Damian, 24 de ani, care îți vine mai aproape ca vârstă, interpret din orașul Drochea, din nordul țării, un actor începător, un artist de altfel tot, care pășește cu dreptul de altfel în sfera muzicii populare și într-un ceas bun să-i fie. Eu nu optez pe cine să alegi, dar în schimb am partenerele mele de emisiune. După treapta ierarhică îi oferim cuvântul, Maria Andriuță. Am avut astăzi doar doi miri, doi de buni și unul și altul. Sunt cu un nume așa mai, cu nume deosebite, Ioan, Damian, ceva este... Ceva arhaic, nume religioase. Ceva arhaic, da, văd în numele lor.
Ioan, primul Mire, este o persoană foarte interesantă, cu teorii și viziuni ale sale despre viață, despre familie, despre femeie, despre viitor. Așa cum a zis Cristina, este în formarea cât psihologică, atât și celelalte. Nu știu cum să mă exprim mai bine. Arată fantastic. O cântat superb. Te-a impresionat din start când ai intrat în platou. Tu ai fost impresionată și chiar ți-a fost un pic așa mai... Ai fost cochetă. Dar după cum s-a manifestat el mai departe, eu nu știu dacă tu ai să accepti cândva așa o relație prea dominantă din partea bărbatului. Tu, într-adevăr, ești o luptătoare și ești o domnișoară independentă și care îți construiești singură viața. Și pentru asta doar respectul meu. Nu trebuie niciodată să te jenezi că tu te dezvolți personal și faci totul ca să fii fericită singură. Dar când o să vină timpul, o să apară și bărbatul care o să te accepte așa cum ești tu și o să te facă fericită așa cum ești tu. Deci nu-l recomand pe Ioan. Să trecem la al doilea Mire, care ne-a fascinat, da, cu zâmbetul lui, cu felul lui de a fi... cu artistismul lui, este foarte simpatic, tot este foarte deștept, are niște perspective superbe. M-a impresionat cu dedicația asta de dragoste, cum s-a pus el în genunchi, cred că nicio femeie n-ar refuza să se întâmple cu ea așa ceva. Dar tot nu știu dacă pot să-l recomand pe dânsul, deoarece, cum a spus și Cristina, mi se pare că trebuie să fie un bărbat totuși mai matur ca vârstă. Nu mai matur ca gândurile lui, dar ca vârstă. Un pic ca tu să te simți lângă el prințesă. În cazul dat, nu cred că ai să te simți prințesă, ai să te simți, da, un pic prinț. Așa că, din păcate... Tu nu optezi pentru nimeni? Din păcate, da. Nu, în cazul ăsta, mai spun eu până ajungem la doamna Cristina, totuși alege pe cineva, nu-i neapărat, nu am zis să formați dintre două zi un cuplu și gata, mergi până la adânci bătrânițe. Dar ai putea încerca... Ori cu Ioan, că e mai compătat, ai de la cine învăța ceva, ori ești chiar și cu Damian, de ce nu? Îți rămân niște prieteni devotați. Cristina, astrologic, tu ești mai aproape de Dumnezeu și știi mai bine. Hai! Nicoleta, deci primul Mire, Ioan, apropo care se află la vârsta lui Isus, 33 de ani, și despre care am spus că se află într-o transformare acum foarte importantă în viața lui, ați fi putut să faceți un cuplu dacă. Lăsăm aceste dacă. Deci dacă îl alegi pe el, mi-e frică, am să folosesc cuvântul frică, că îi vei activa mai mult complexul negativ matern. Pentru terapie, pentru transformare, pentru depășirea acestui complex este superb. Dar riscul ăsta de a juca în matriarhat și patriarhat, cred eu că nu va fi depășită această situație și o să luptați la aspectul, dar de-aia, ca să nu vă dați încercare, hai și-am încerca, eu nu recomand, mai ales că și lui Ioan îi se potrivește mai mult altă domnișoară. Cum a cântat? Fragedă și finuță tinerică, parmi ceva. Deci tu ai 25 de ani, dar... O floare. Da, o floricică. Gingă și să-i fie. Trandafir. El are nevoie de o floricică, unde o pune acolo să stea. O floricică. Într-un loc, dar el este prins încolo, încoace. Și să-l înțeleagă și să-l susțină și să-i fie sprijin chiar și anul ăsta, da? Tu ești vulcanică, tu nu ai să fii tu lui sprijin. Nu, tu ai, cum am zis eu, ai să trântești cu pumnul masă și aici s-a finalizat istoria. Damian, să știți că aveți multe în harta natală, și tu și el, tu ești născut în zodia Leu, ai luna în Leu, el are 3 planete în Leu, deci ați face un tandem frumos, creativ, prietenos, chiar să ieșiți la o cafea să discutați, o să vă facă bine.
dar evident că nu sunteți soț și soție sau partener de viață. Probabil totuși așa, ca o ipoteză, da? Sau ca o recomandare să mergi să faci academia mai departe, că îți vei găsi soțul pe care ți-l dorești anume acolo. Deci șansele sunt foarte mari, să știi. Aici soț astăzi nu vei găsi, dar poți să găsești, să întâlnești un prieten. De-aia rămâne la discreția ta să alegi cu cine ai fi vrut să mergi la o cafeluță, evident dacă acceptă și mirii, da? Ca să treci tu așa, timpul frumos, prietenos și să ai o bună dispoziție, nu mai mult. Între timp vreau să-ți mulțumesc și să știi, alegerea ți aparține totalmente. Noi ne bucurăm extrem de mult că ești în cadrul acestei emisiuni. Îți dorim succes, neapărat vise împlinite și tu deja știi regula acestei emisiuni. Te invităm în cameră de așteptare, cine știe, poate cine știe, e surd din norocul unui mire care este și abia așteaptă cum să fie ales. Și succese mari. Te invităm în cameră de așteptare să-ți faci alegerea potrivită. Mulțumesc! Eu ți-am ales bine. Mi-a făcut plăcere să te cunosc, ești un băiat foarte interesant. O să începem de la o cafea să te cunosc mai bine și vedem pe viitor, poate totuși s-a primit ceva între noi. Fii într-un ceas bun. Mulțumesc, mersi mult! Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată noi vă îndemnăm neapărat să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut și eroina din această seară, Nicoleta, l-a ales pe Damian. Succese mari, o prietenie frumoasă într-un ceas bun, cine știe, poate formați și o familie, un cuplu. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, noi zeta să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță. Și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi și nu uităm, rămânem doar pe Orizont TV. La revedere!